9 din cele 12 zile libere legale din 2014 stabilite pentru sărbători publice sau religioase sunt în timpul săptămânii, celelalte 3 fiind zile de weekend. Destul de multe sunt de părere giurgiuvenii. Anul acesta avem 12 zile libere. Vi se par multe, puține? Nu mi se par nici multe, nici puține. Nu e multe. Nu sunt multe. Puține? Puțin. Sunt bun. Sunt destul. Cam multe pentru conducătorii noștri în special. Cam mult. Dar dacă așa vor, trebuie să ne lăsăm după păr. Asta e un proverb românesc. Mi se par normale. Nu mi se par nici multe, nici puține. Depinde ce facem cu restul, cum trăim. Tot anul, dacă stăm să ne gândim, ar fi o zi pe lună. 12 zile n-ar fi chiar atât de multe. Dar dacă se pune și sâmbetele și duminicile, și stăm să le facem socoteala, cred că e mai mult de 12. Și cred că nu e bine. Muncim cam puțin? Asta e. Vrem bani mulți? Păi de unde? Dacă nu muncim. Primele zile libere din 2014 au fost 1 și 2 ianuarie, miercuri și joi, care vor fi urmate de cele acordate de Paște, respectiv 20 și 21 aprilie, duminică și luni. Anul acesta, Ziua Internațională a Muncii, 1 mai, va fi într-o zi de joi, însă, după modelul anilor anteriori, nu ar fi exclus ca guvernul să declare și ziua de vineri ca fiind liberă. Rusaliile vor fi sărbătorite în zilele de 8 și 9 iunie, duminică și luni, iar adormirea Maicii Domnului lui 15 august este într-o zi de vineri. Angajații vor pierde una dintre zilele libere pentru că Sfântul Andrei, sărbătorit în 30 noiembrie, va fi într-o zi de duminică. În schimb, ultima lună a anului 2014 va veni cu 3 zile libere, pentru că atât Ziua Națională a României, 1 decembrie, cât și primele două zile ale Crăciunului, 25 și 26 decembrie, vor fi în timpul săptămânii, respectiv luni, joi și vineri.